Sărmâna, bună seara! Așa. Bine, da. Bine ați venit, bine ați revenit. Tu nu ești prima oară pe canapea aici. Mare. Ultima oară era într-o stare altfel. Mă bucur să te văd acum zâmbitoare și, mă rog, cu un tonus bun. Florin, cred că pentru prima oară la noi, nu? Da. Bună seara, bine ai venit. Să iei o piatră în gură. Încă mai sunt premiere la emisiunea asta care străbate și ia vremurile astea grele, așa cum vedeți. Vremuri grele... Pe lângă faptul că ni le-a dat planeta așa de trecut peste ele, aveți și ghinioane în ultima perioadă. Ghinioane sau oamenii s-au stricat, eu știu, Dane. Sau oamenii, au ajuns la disperare. Nu știu dacă se strică oamenii atât de repede, dar poate că n-ați întâlnit... Des. Da, poate că n-ați întâlnit voi vreo calitate, ca să zic așa. Da, cu siguranță. Umană. Hai să începem. Cu ce să începem? În primul rând cu problemele pe care vi le-a făcut acea angajată care a fugit practic cu banii într-un moment în care... A zis că merge la farmacie și a plecat, dar uite, după ce am avut emisiunea la colegii voștri, au venit și am transmis un live în care m-au întrebat ce s-a întâmplat, m-a contactat cum ar fi verișerul cel care a recomandat-o sau una. Și mi-a spus că o să rezolve ei încet, încet, că nici nu au posibilități, o să se întâmple ceva, chiar dacă ea, am înțeles că a plecat, a dispărut, nu știu, situația. Deci era o angajată la voi la... A fost o fată care făcea curățenie și tăia legume și ajuta acolo, că așa este, n-ai cât la un șaur mare și da, e greu. Am o era fată angajată și de mult? Nu, asta este, că era de câteva zile, știi? Și venit-o prin ceva recomandare. Venise cum vine aia, dar aruncă bancomatele. Am înțeles că s-a certat cu iubitul și pur și simplu a plecat și s-a ascuns, ceva de genul acesta. Păi de ce a plecat și cu banii voștri? Pentru că nu avea din ce să trăiască. Păi ai cui bani? Ai iubitului? Păi nu, ok, se ascunde de iubit, dar de ce se ascunde și banii voștri? Pentru că n-avea, probabil, s-a gândit, nu știu, era mică. Avea până și ea făcea curățenie cu totul. Bravo! Da, așa este, da. Curăța. Da, așa obișnuită să facă, da, să facă o curățenie exemplară. Da. Sunt momente în viața oamenilor în care ajung să facă lucruri care, probabil, în momentul în care și-au un angajament, nu se gândesc că le fac, dar disperarea... Să știi că, Dane, sunt vremuri foarte grele. Văd, nu vezi, apropo, n-am zis aiurea cu bancomaterele. Unde ai văzut atâtea bancomate aruncate în aer în deci România? Deci așa ceva, adică, sunt vremuri grele. Și multe alte, probabil, alte infracțiuni. Pentru că este criză. Da. Inclusiv eu, cu businessurile care cândva mă lăudam că le am, îți dai seama de copii și din astea care așa... Da, pă, voi v-a lovit. Îți dai seama, m-a lovit foarte și la șomerie, de la 30 de milioane, până am avut și 500 de lei pe zi vânzare, adică e foarte, foarte puțin. Foarte puțin. În loc să crească, noi eram și mici, adică noi am deschis în ianuarie și în martie ne-a lovit, deja am închis, după aia am deschis iar, acum o să încerc cu, uite, de săptămâna viitoare încerc iar și cu locul de joacă a rămas închis din... M-am dus, dai seama, nu, facem petreceri, am făcut și eu un cor de evenimente acolo și mai fac petreceri. Știi că e voie să faci în aer liber, dar acum, după ce s-au deschis restaurantele, nu, cine mai face petreceri? Deci e o prostie totală, nici eu nu știu ce să fie. Am angajați acolo de 6 ani. Îți dai seama că îi plătesc, dar e foarte greu. E o vreme foarte... Ducem vremurile astea foarte grele. Adică trebuie să te reinventezi, trebuie să treci pe online. Uite și cu școala. Fetița mea are 13 ani, nu știi, merge la școală, nu merge la școală, face 2 săptămâni, face. Gândește-te la câți profesori. Gândește-te în ce o să trăiască oamenii și o să fie tot mai disperați. Și o să ajungă la situații disperate. Ăștia bogați, nu se știe ce urmează. Ăștia bogați, eu sunt mică, eu sunt cu afaceri mici, adică SRL, știi, de la... Mă dădeam și eu că sunt bogată la nivelul de frumică. Ăștia bogați, dar ăștia bogați, și să nu te uiți la tine. Ăștia bogați, care sunt bogați, adică genul ăștia care construiesc imperii și vezi așa că apare câte un turn peste noapte, câte 2-3, mai ales acum în pandemie, știi, noi stăteam acasă, mai mergeam noi să vedem, să nu se fure, să nu se spargă, mamă, și ăștia erau câte 50. Pe clădirile alea mari de acolo, din Caranfil, de alea, construiau câte 50 la un loc. Ea n-aveau nici mască, nici nimic, că la ei pandemia nu mergea, știi, la construcție a mers mai bine. Ăștia o să fie și mai bogați. Da? Și noi ăștia amărâții o să fim și mai săraci, furnicile, știi? Nu o să mai avem nici ce să ducem în spate, deși vrem să muncim. Da, cam așa e din totdeauna. Da. Bine, acum, mulțumesc la Dumnezeu, că uite, noi avem noroc. Mulțumesc la Dumnezeu. Noi, exact la un an de la căsătorie, nu? Exact când am făcut un an. Chiar când am făcut un an. Noi am semnat un contract cu trusul vostru și mulțumim lui Dumnezeu, na. Adică nu ne putem plânge că, uite, chiar dacă nu ne merg bine afacerile... Asta vreau să spun, lumea care se uită la noi și care are cu adevărat probleme, probleme reale, s-ar putea să-ți bată obrazul. Bă, nu sunteți general, voi chiar adică ăia săraci, nu suntem dar, ăia săraci, dar bine, noi am avut... La urmă ai apartament la mare, ai ce vinde, dar nu așa să pune problema, într-adevăr. Păi am și mai vândut, adică nu e ca... Da. Și cu apartamentul chiar nu fac nimic, adică stă acolo și mă uit la el, n-am făcut nimic. Asta zic, Doamne ferește. Am plătit taxe. Da.
nu, da. Nu-ți dorește nimeni să ajungi să vinzi în proprietăți. Mulțumesc, chiar am zis, suntem mulțumesc, ați Dumnezeu, suntem binecuvântați. Sunt mulți oameni care chiar săraci n-au ce... Exact, la un an de la căsătorie am semnat contract, exact în ziua aia. Am fost foarte norocoși, adică chiar a fost așa. Și chiar am zis, Doamne, mulțumim la Dumnezeu, că uite, pe o parte ne-ai luat și pe o parte ne-ai dat. Da. Apropo de luat, înțeleg că ție ți-au blocat și conturile, nu? El are conturile blocate, o poveste mai veche. Da, mai veche. Da. Tot în perioada asta ar fi fost bine să nu mai aibă și probleme. Deci nu vrei să știi. Deci lui a blocat conturile că ei în urmă cu 11 ani au făcut un credit pe un teren. Am cumpărat un teren. Ai cumpărat prin credit bancar. Și cât ați plătit avans? Am plătit 150.000 de euro avans. Și 4.000 de euro pe lună au plătit timp de? 11 ani. 11 ani, gândește, 4.000 de euro pe lună. Și au vrut să bage de un urbanism. Să construim. Da? Știi când iei un credit ipotecar, banca trebuie să facă o analiză de risc. Da, normal. Nu, că așa îi zice. Deci știu și eu acum care eram pe lângă subiect. Acum, na. Dar știu speța. Așa l-am se face pentru orice credit. Cât, știi, l-am ajutat credit imobiliar, ipotecar. Cu asta... am plătit eu cum am conturile blocate. Na. Nu, un avocat ca să... Na. Ideea este că... Când au vrut să scoată un urbanist să pune și să construiască, ce crezi? Nu putea să scoată urbanist, că un act nu-i valabil sau ceva. Ei sunt al treilea cumpărător. De când s-a luat de la primărie sau nu știu cum, sau a fost și cu moștenitor sau nu știu, a fost în orice caz. Și că un act nu-i valabil, nu se găsește în arhivă. Și e notat în CF că un act Nu există sau ceva de genul ăsta, dar ei sunt al treilea cumpărător de când, nu știu când. În fine, mă rog, cauzele astea... A dat primirea unei persoane care a vândut de două ori până a ajuns la ei, care sărace de bună credință, au dat și 150.000 de euro avans, au plătit și 11 ani 4.000 de euro, banca aia nu știu ce a păzit, nu știu ce a verificat, deci normal e banca. Și banca aia a dat în judecată și le-a băgat penalități, deci... nu știu cât. Am înțeles. Au cumpărat cu credit ăsta ipotecar sau ceva de banca, trebuie să verifice. Amănuntele astea economice sunt mai puțin importante. Dacă banca nu a aprobat creditul, nu cumpăram. Și să zic ce am pățit. Și m-am dus și mi-a zis un executor că pot eu să cumpăr. Tu spui că dacă nu dădea voie banca, dacă nu era totul legal, tu nu te-ai fi băgat în așa ceva. Da, atent. Zice avocatul, du-te la bancă, negociază tu, Brigitte, și cumpără creanța băncii, creanța lor. Negociază să cumperi și îți scot că cumpărând ești de bună credință. Ce crezi că nu într-un locuiesc unii? De nu știu cât timp, înăuntru fără casă, niciun act. Fără niciun act, cu jaca. Așa se întâmplă. Stai un pic și mergem frumos, mă duc eu cu cadastrist frumos, să măsor, să nu știu ce, și nu crezi că iese și ne bate. Omul ăla. Ne bat ăia care n-au nici drept să locuiască acolo, n-au nici buletin acolo, sunt ilegali, sunt în interior. Da. Și l-au bătut pe meu, era tot cu capul umflat, am ajuns pe la poliție, l-a făcut plângeri. Da? Și după asta, banca le-a blocat și conturile. Fii cam vedeură, asta e pedeapsa Dumnezeu, Gogule, că am văzut noi în filmare, că și tu o mai smotoceai nițel pe Brigitte. Ce-o fi zis? Uite, s-a întors karma. Hai să zic ceva, Dane. Da, măi, avem divergențe. Acum o puteți să ne urmăriți și ne vedeți zi de zi. Exact, lumea te știe cum e. Suntem de zi de zi. Suntem și noi de luni până miercuri. Iau, suntem la 18.45 de luni până miercuri. De luni până miercuri, tot așa, e noua modă. Noua modă, emisiunile de luni până miercuri. De săptămâna asta ne puteți urmări. De luni până miercuri. 18.45, antena Star. O să vedeți că mama îți motocește și el îți motocește și eu. Suntem o familie mai normală, ne mai încercăm. Mai mult ea se apucă, ea se apucă. Nu știu cum a ajuns filmarea. O știu pe Brigitte înainte să te cunosc pe tine. Și Senina așa o apucă. Deci Brigitte are un suflet foarte bun. Doar are câteva momente ale ei care trebuie să o lasă liniștească. Suflet ca aia n-am văzut în viața mea. Dar te poți abține? Când dacă nu eu, Dane. Auzi că nu s-a abținut, nu știu cum au scos ea de pe camere. Chiar nu știu. Deci fii atent, mi s-ar la un moment dat hardul. Da. S-a ars, nu știu de la ce. Și a venit omul ăla care pune, dar și el prost. Și ce crezi? A lăsat hardul ars pe cutie. Și au venit ăia. E dacă era ars? Mă, da, dar poți să scoți informația. Nu era ars de tot. Era ars, dar se poate scoate. IT-știi pot, era ars, dar informația de pe el se poate recupera. Dar de la ce v-ați luat atunci? De la angajată. De la angajată, fii atent. O fi fost tata, dar fugi cu banii. Am început, am deschis pe 15 ianuarie și asta meu stătea prin față, tot veneau din zona de acolo, din Fundeni, din Colentina, nu. Și făceam poze cu el. Ce făcea Brigitte? Spăla vase, că angajata plătită cu 150 de lei pe zi, la ora 9 a plecat. Nu suport să fie el mai vedetă decât tine, nu? Nu crezi. Păi stai un pic și o stăteam în spate, el stătea în față și o stăteam în spate și spăla vase. E zona mea, Colentina, acolo am copilărit. Da, și mai normal, a zis, vină la mine și tu, ce sunt eu? Adică eu am
și mă bani aici. Da, mă, dar ele mai cunoscut acolo. Și eu ce fac? Ele mai cunoscut acolo, lasă o. Da, mă, dar ce am băgat acolo 48.000 de lei? Nu, dar poate așa atrage clienți și ai. Stau să spăl și am zis vino la mine. E imaginea omului. Exact, așa atrage clienții. Da, mă cheamă pe la bucătărie să spăl eu vase. Din cauza lui, pentru că eu am dat 150 de lei pe femeie. Așa, și ce ai făcut azi? Eu am dat 100 și el a lăsat-o să plece la 9 și m-am enervat și am zis: "Da, a lăsat-o să plece la 9 și o spăl. Vino tu și spală și fac eu poze." Și am zis, acum vin și spel. Și m-am certat cu el. Și ce, bă, nu spun. De față cu clienții? Nu, eram în bucătărie. Spate, mă, eram în spate, la bucătărie. Eu eram acolo și frecam la oale și eram toată tăiată și spălam acolo la aparatul de șoama. Și m-am enervat și ăsta stătea și făcea poze. Păi dă-mă, tu, pe banii mei, pe 150 de lei ăștia, care i-am dat eu la femeie, că eu îi dădusem din buzunar, mai au trimis și pe aia acasă, că te prostește toată așa. Că, mă, a fost milă de aia. Păi da, mă, dar știi așa, pe bune, și nevastă ta stă și spală și tu faci poze. Treci aici să vezi ce greu e, că eu sunt aia care te-am ridicat să fac poze. Și în mijlocul discursului te-ai trezit cu o lopată. Dar nu mi-a tras o lopată. Nu era pe nicio filmat nicio lopată. Ne-am certat, urât de tot și ăsta, când la un moment dat, na, îți dai seama că se satură și începe și el să urle. Și foarte rar, Dane, la mine e foarte rar. Și fundele. Da, era una dintre cele minute. Da. După aia n-a pupat, stai liniștit. A, bine, mă, știu. Da, se întâmplă, mă, se ceartă. Să nu spui că tu nu te-ai certat niciodată cu soția ta, pe bune. Te cerți, normal că te cerți. Dar și eu m-am certat cu soția lui, lasă-o acolo, treabă. Mă, dar pe bune, să zic că ăla care are o căsnicie și nu se ceartă pe bune. Nu, m-am mai certat de mult. Dar, mă rog, te mai avea dreptate. Avea dreptate, Dane. Era la bucătărie, ea spăla. Acum, Dane, eu am băgat. Ce vină aveam eu că era coadă la mine să facă poze cu mine? Să fiu fraieră sau cum, adică, și tu să faci poze sau așa de proastă să... Da, dar nu era așa o permanență, ca să zic. Ba da, să știi că deja mă enervase, mi-era a treia zi în care păcăleau și le dădea drumul mai repede și eu stăteam la spălat. Și deja mă enervase, că nu mai suportam. Păi ce, mi-am făcut job de spălat? Păi stai că eu sunt doamnă, măcar mă duc acolo. De ce n-a angajat spălătureasă? Păi avea, dar nu s-a lăsat alta, na, poftim, face schimburi, na. Păi ăsta le dădea drumul mai repede și rămâneam eu la spălat și m-a enervat pentru că... De fapt, ăsta cred că e fetișul lui să te vadă cum speli vase. Nu, dar n-a. Ce-a urmat seara? Dai cu mâna pe-n sosurile alea.